Scuză-mă că avem un breaking news. Rămâi puțin, avem un breaking news și e important, vreau să-l citesc pe tot. Acum a fost pus pe site-ul Federației mesajul special al selecționerului României Edi Iordănescu pentru suporteri după al doilea meci la Euro 2024. A stat Edi, l-a pritocit azi noapte, îți dai seama, da? Hai să vedem ce transmite românilor Edi Iordănescu. Spune așa Edi Iordănescu, îl citez. Când imnul României răsună din zeci de mii de piepturi pe un stadion de la Euro, într-o țară străină, pe finalul unui meci în care suntem conduși, înseamnă că sacrificiul și lupta jucătorilor din teren nu sunt doar apreciate de fanii români, ci au unit într-o forță copleșitoare toată munca noastră și afecțiunea românilor de pretutindeni. După atmosfera incredibilă de la Munchen a venit lecția de susținere și afecțiune de la Köln. Cele mai emoționante momente pentru mine, trăite ca antrenor până astăzi, spune Edi Iordănescu în acest mesaj pe care o să-l citiți în integral și pe site-ul nostru, site-ul fanatic.ro. Deci, repet, astea sunt chiar cuvinte frumoase. După atmosfera incredibilă de la Munchen a venit lecția de susținere și afecțiune de la Köln. Cele mai emoționante momente pentru mine ca antrenor până azi. Vă sunt recunoscător și vă mulțumesc în nume personal, deci vă sunt recunoscător și vă mulțumesc în nume personal, dar și în numele întregului ștaf și al vestiarului echipei naționale, în numele tuturor băieților noștri. Așa cum am promis, echipa asta dă totul, până la capăt, indiferent de zi și de adversari. Noi suntem români, suntem mândri de asta și luptăm până la capăt. Uneori iese perfect, alteori nu. Dar când ieșim de pe teren, fără vreo urmă de îndoială că am dat totul pentru România și pentru români, avem toate șansele ca în meciul următor să schimbăm lucrurile pe tabelă. Ne vom reface fizic cât de repede se poate. Am strâns deja rândurile și vom fi din nou pregătiți cu tot sufletul și tot ce avem mai bun fiecare să vă facem iarăși mândri. Capătul nu e aici, vă asigur. Iar noi împreună luptăm până la capăt, spune Edi Iordănescu în mesajul pus pe site-ul Federației acum câteva minute, și mai înțeleg ceva. Edi spune clar, capătul nu e aici, vă asigur. Deci e clar că vom juca la un X cât casa împotriva Slovaciei. Nu trebuie, asta este traducerea practic, da? Pentru că știi cum e, ca selecționer nu poți totul să-ți asumi, să spui așa ceva. Capătul nu e aici, vă asigur. Este evident deci că vom merge la egal, cum e și logic. Te ascult.